Bună ziua și bine v-am găsit la un nou live. În seara asta o să începem cu influencer, pentru că ne era dor de ei și s-au adunat deja mai multe articole și vom vorbi despre tot felul de influenceri. Noi începem din prima ca să nu mai pierdem timpul. Alexei, eram și-a cumpărat chestii de la Chiara. Pentru că totuși, trebuie să ai ceva de la Chiara să arăți că valoare, dincolo de brandurile, toate brandurile pe care le promovezi tu, care îți dau banii, sunt și brandurile pe care ți le cumperi pentru că trebuie să arăți statut. La fel cum Alina Ceușan cu banii de la H&M și de la toate brandurile pe care le promovează ea, își cumpără Bottega Veneta. Și, deci asta e, voi, publicul meu, consumați toate rahaturile. Eu, Bottega Veneta. Eu îmi cumpăr chestii de la Chiara, cu banii pe care iau să vă promovez toate prostiile. Înțeleg că toate influencerii astea au public variat de toate tipurile. Dar e așa de amuzant. E așa de amuzant să vezi ce își cumpără de fapt. Tot apropo de Alina Ceușan. There are zero words to describe the unique taste of Coca-Cola Zero Zahăr. So what? There are many other ways to do it, and some of them are truly iconic. Discover the Old Fields collection of Retro Future Babe. Deci nu-mi dau seama dacă e reclama Coca-Cola sau e reclama la Retro Future Babe, dar îmi place chestia cu iconic. Deci ea și cu X sunt fierte pe iconic, iconic. Brandul ăsta moare în 3 luni de zi dacă nu mai faci reclamă. Nimeni nu-l poartă de... Mai sunt oameni care au cumpărat. Deschizi acolo și te uiți. Returning customers? Nu. Oameni care au revenit și au cumpărat fără să faci tu reclamă? Nu. Ah, ok. Foarte bun brandul. Deci asta e faza. Asta e faza cu tot. Că am mai povestit despre business-urile astea. Bă, fă un produs atât de bun încât omul să vină și să-l cumpere indiferent. Uitați-vă, da, acum sunt biased, uitați-vă la ce face porc. Produsele sunt atât de bune încât oamenii vin și le cumpără. Fără să știe cine e deliric. Deci dacă mergeți pe stradă, jumate din oameni care poartă porc, care vedeți purtând porc, nu știu cine e deliric. Nici eu nu știu cine e deliric, sincer. L-am văzut așa de două ori, dar nu știu nici măcar o jumătate de piesă tare, nu știu. Aia e. Atât de simplu este. Fă un brand pe care oamenii să vrea să-l cumpere chiar și după ce pleci tu. Da, dacă nu, pentru că dacă nu faci asta, în momentul în care tu pleci sau în momentul în care se întâmplă ceva cu tine, nu mai ai chef, îmbătrânești, nu știu ce, brandul ăla moare și el. Deci, practic, tu acum să tragi niște bani care îi cheltui ca să... E stupid. Fă un brand destul de mare încât poate peste 20 de ani să-l vinzi cu 2 milioane de euro sau 10 milioane de euro. Ia exemplu de la Chiara, ia exemplu de la cine vrei tu, ia exemplu de la Casamigos. Te duci, citești, ia exemplu de la Casamigos. Vrei, mi-a venit una din cărți, mi-a venit asta. Păi nu, citește chestia asta. Este ăla, Why We Buy. Sunt o fel de astea despre cum să creezi un brand și cum să faci chestii de lux. Sunt, se găsesc dacă vrei să faci branduri. Tot apropo de Ceușan, soție, mamă, talentată, deșteaptă, frumoasă, antreprenor, content creator, olimpică la limba și literatura română, pentru cine nu știe, cu o minte sclipitoare. Și apropo de asta, căutați asta. Alina Ceușan nu știe să citească. Și dați de chestia asta. 2 euro, trimiteți un mesaj, da, de confirmare după ce ați trimis mesajul ăsta cu pâine. O să vă lăsați aici un screenshot ca să vedeți cum arată. Ne vedeți voi? Alina Ceușan avea o colaborare cu ăștia de la World Vision. Avem nevoie de confirmarea ta ca să donezi 2 euro pe lună pentru a hrăni speranța unui copil. Trimite papa da la nu știu ce. Papa da. Ești de acord să salvați copiii? Dacă nu vrei, trimite gratis papa, nu, și un mutare de 24 de ore. Pâine. Ești la un pas de a finaliza donația. Trimite pâine, da, la și confirmă donația. Da, donația ta nu a putut fi confirmată. Deci, olimpica la limba și literatura română nu știe să citească. Și după aia,
când am mai avut scheme de genul ăsta, punea screenshot-uri primite de la alte tipe care donaseră și cu donația confirmată. Iar cum scrie ea un conținut cu o rapiditate fulgerătoare, vă zic eu că nu-l face nimeni. Bă, asta este, deci cum... Asta e lumea în care trăim. Nimeni dintre prietenii ei, nimeni dintre oamenii din jurul ei n-ar avea curaj să-i spună: bă, mai taci dracu, mai taci dracu că nu știi să vorbești, bulești și nu știi să citești. Nimeni n-ar avea curaj să facă chestia asta, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie de ea. Și asta e amuzant. Doamna Andreea Raicu a venit cu gentuța asta, deci vedeți voi, ea a venit cu gentuța asta de haine în showroom-ul de la LG. Și a pus un pledulez pe jos, s-a pus așa în... și a dat jos cipiceii ca să pară că este la ea acasă. Și domnule, cât eu bag hainele, l-a spălat. Asta este și mai amuzantă. Deci de aia, da, asta este, facem un photoshooting aici pe loc, ce dracu să facem pentru niște bani. Asta este așa. A pus-o și să scrie și toate căcaturile astea, toate paragrafele astea. Adică noi îți dăm bani, te pui genunchi aici pe pleduleț. Da, scris toate căcaturi. Milionarul, omul care are un milion, nu, pardon, 100 de milioane de euro avere, ce puse așa scriu ziarele, face chestii de genul ăsta. Ok, înțeleg că încasările de la casa lui Cătălin Botezatu vor fi dublate de Kaufland și vor fi donate către organizația nu știu ce. Eu înțeleg asta. Dar eu am mai avut niște colaborări în care nu era așa. Așa se fac banii, copii. Așa se fac banii când ai 100 de milioane. Mai ciupește aici câteva mii de euro. Daniel Buzdugan, la un pas de a propovădui adevărul în biserică, nu la radio. Mi-ar fi plăcut să mă fac preot. Știi, iată când îl vezi pe Buzdugan mâncând căcatul ăsta, că l-a mai mâncat de câteva ori, îi spui același lucru. Băiatul. Acolo când te duci la preoție, spune, e un lucru simplu, spune acolo, să nu furi, să nu furi, Buzdugan, să nu furi. Ceea ce tu ești un pic în urmă la chestia asta cu să nu furi, știi? Deci mai greu să te faci tu preot că aveai darul însușirii. Dan Capato s-a ajuns atât de bine încât face păcănele. Deci joacă jumătate de oră sau uitați 3 ore joacă păcănele pe live. Asta e Dan Capatos astăzi. Mă rog, nu că ar fi fost cineva în ultimii 20 de ani. Bă, Chifoi este, deci are, l-a prins Fire ieri sau alaltă, l-a prins că traducea niște chestii de pe în altă parte și nu înțelesese foarte bine ce traduce și nu știa nici cu matematica. Da. Are niște clipuri în care, bă, bate câmpii și deci el n-are nicio, adică și cum e, deci el, nu vreau să zic că mă presim că mă dă judecată și așa vreau să, bă, mă mănâncă în curs să vă arăt notificarea lui Loran în care spui niște prostii acolo, dezvine, râd și nu știu ce să-i răspund. La Chifo este așa, el trebuie să țină așa mâinile ca să nu-i fugă creierul până urechi când vorbește. Îi spune niște prostii, bă, niște prostii care orice om care a avut în viața lui 2-3 ani de muncă în câmpul muncii n-are cum să le creadă. De-aia s-a dus conținutul ei pe așa, pentru că pe gârlă, pentru că nu nimic, deci nimic. În contrapartidă cu Dan Cadar, am și poza cu Dan Cadar? N-am pozat, cred că am dat-o data trecută. Bă, cât de penibil să fii. Deci te-ai trezit și dormeai cam așa de noapte și ai prins tu un tort. Și ți-ai făcut și o poză cu el. Deci văd faza de astea și înțeleg nevoia de a pune pe social media, de a arăta că ești înconjurat de prieteni, că te iubește lumea, că nu știu ce, dar... Poți, ești în pat, singură, cu tort, adică ești așa, știu, cred că, adică, oamenii ăștia n-au prieteni. De 1 decembrie, de la mulți ani în România, Cristian și-a pus centura în mașină. Este o mare realizare, mare, deci,
probabil că fiind în România trebuie să-și pună centura, că dacă n-ar fi fost, nu și-ar fi pus-o. Scuzați-mă o secundă. Atât de bine merge campania al Cristinei Ih cu Babyliss, încât e non-stop e reduceri. Non-stop e reduceri. Și mi-a zis o prietenă, apropo de asta, bă, câte plăci să cumperi, câte perii să cumperi, că povestea că eu am aceeași perie de 10 ani de zile, nu s-a stricat, că nu, adică, ok, se mai strică motorul ăla, dar nu se strică așa de încât să cumpere o perie, toată lumea care avea nevoie și-a cumpărat în ultimii 4, 5, 10 ani perii și nu se strică la 5 ani de zile, nu se strică așa de repede, deci nu e nevoia asta de a, hai să mai băgăm perii, hai să mai facem, e o strategie, na, și nu știu cât, pardon, care sunt cuceile tehnologiei în materie de perii încât să spui, a, asta e nașpa, o schimb și o dau pe aia alt, nu cred că sunt așa de mari avansuri tehnologice. Diana Angel și-a pus șorțul cu conserve și gătește. Și e faza aia în care ea face faze de genul ăsta sau îl filmează pe bărbatul care gătește. Ea asta gătește, deci a pus șorțul și gătește conserve. Asta cu, așa o să vă arăt pe video. Prăjiturile la Dana Sota, Sonia Argint, care a divorțat recent, și Ioana Chișiu s-au dus la un muzeu și s-au uitat. Aici e o linie de asta să ne așezăm, da, dă-o dracu. Niște doamne, știți cum se spune că toți îmbătrânim urât? Unii o să îmbătrânim mai urât decât alții. Unii o să îmbătrânim, dă dracu asta de aici să ne facem o poză. Așa o să îmbătrânim unii. Da, m-am sânrăcit bine tot, e ceva virus, că m-a lăsat câteva zile durerea de gât și m-a luat iar, acum, recent, ieri. Mă, nu, astăzi m-a luat. Fabuloasa Alina, legat de reel-ul scris așa cum a putut, pentru că nu e foarte sigur dacă spună cratimă și așa, mai bine dă-o dracu și o las fără cratimă, pe care tocmai l-am scris tot la fel, postat, gândiți-vă, aici era sigur că nu e cratimă și a lăsat așa. Deci nu trebuie să citești tot. Te uiți că este, din nou, noi avem o agenție care făceam chestii, nu știu ce, ele amândouă și ele sunt fashion icon și nu știu ce. Tu nu știi să scrii limba română. Tu nu știi să scrii limba română. Faptul că nu știi să scrii limba română, înseamnă că e ceva, adică, n-ai cum să ai simț estetic sau orice când tu nu știi să scrii limba română. Știi, cum poți să citești ceva? Cum poți să faci orice? Știi, te uiți pe niște cuvinte și nu le înțelegi pentru că sunt scrise în altă limbă decât aia pe care o știi tu. Și tot ea. Plecăm la Londra 3 zile să vedem luminițele. Aveți recomandări? Deci, repet, nu mă deranjează că nu sunt pe lista agențiilor când e vorba de ecologie, când e vorba de sustenabilitate, când e vorba nu știu, și că sunt alții gen Otravă, nevasta vlogării de tehnologie și alții. Nu mă deranjează. Mă deranjează că nu sunt și ăștia sunt. Uitați-vă, ești fiertă pe sustenabilitate, a avut H&M ceva campanie cu sustenabilitate, cu morții măsii, nu știu ce, dar zbor și eu 3 zile până la Londra să-mi văd luminițele. Deci asta e, nu mă deranjează că nu sunt, mă deranjează că nu sunt și ei sunt și ăștia sunt oamenii pe care mi-i arată pe sustenabilitate. Ăștia sunt oamenii care primesc campanii pe sustenabilitate și sunt Ziana Negru care ar da plastic în rezervație și alții și alții și alții și alții. Și am zis, Sânziana o mai pistonez așa un pic, bă, Sânziana, fă-mă și tu un clip în care arăți cum reciclezi toate pachetele aia pe care le primești. Fă și tu un clip în care arăți sticluța aia de machiaj, ce faci cu ele. Sin. Asta e, nu știu cine este tipa, dar îmi plac fazele astea. Deci fazele astea sunt mor după ele. Deci ea este, nu știu dacă este cu prietena sau cu iubitul în mașină, dar a primit un buchet de flori de la o florărie și face reclamă. Înțelegeți voi? Deci n-a primit un buchet de flori de la soț, iubit, amant, admirator secret. A primit un buchet de flori de la o florărie. Deci mi se pare așa de penal, adică, nu știu, chestia asta ar fi la modul, adică, cum aș vedea eu campania asta, ar fi la modul niște băieți
niște bombardieri să spună: bosule, ai o problemă? Da, florăria Dorotis stă rezolvă, să moară mama. Când lucram la Mediafax, Mediafax avea la un moment dat sediul lângă aici, în București, era o florărie care era un non-stop acolo, lucram de noapte și era un non-stop acolo și lângă non-stop era o florărie și erau doi băieți. Și era, bună seara, ce faceți? A, bine, nu știu, ce faceți voi toată noaptea aici, aveți florăria asta deschisă? Boss, stai aici, 5 minute. În 3 minute a apărut unul cu mașina, era în pijamale și cu geaca pe el, deci mi-e un buchet de flori să moară mama. Care, ăsta mai scump așa de aici. Băieții vindeau, dați seama, la suprapreț, oricum, la ora aia, când n-aveai opțiuni, buchete de flori către domn care făcuse o greșeală și trebuia să o repare instant. Deci de asta zic, deci, iar Maricica, am primit un buchet de flori la o florie. Mi se pare extrem de stupid. Florina Toma, care face un conținut super bun pe video, deci chestii de văzut, deci conținutul este buci și chestii de vizitat. Și la un moment dat, Florina, dă-te și tu un picuț așa mai într-o parte, adică mișto bucile, e mișto că ești fotomodel, dar dă un pic bucile la o parte să nu uităm la peisaj. Și foarte, adică conținutul video este top. Ioana Grama, eu am crezut inițial că e Lensa scris greșit, dar este și un alt site, lesna.ro. Și e, adică e perioada în care dăm un giveaway, nu știu ce. Este cu ce are Lesna, Ioana Grama și iStyle.ro. Și tag 3 prieteni la unul din postările concursului. Completează-le date de se pare așa de penale concursurile astea cu giveaway-uri, dar na, cineva trebuie să facă bani. Și tot ea, îmi sunt atât de dragi pozele astea pe care le-am făcut împreună cu Aiana pentru LRP. Nu vă puteți închipui cât de cu minte a stat, câtă răbdare a avut. Deci, Ioana era la modul, a dat la roș, poți să ai bani, da, numai cu crema asta o dau pe fimea. Peste câteva luni a dat nu știu cine, azi bani, da, numai, deci asta e crema cea mai tare cremă, nu știu. Mi-ați cerut-o și trebuie să-i o dau. Și deci mergeți la articol, dați click pe comentarii. Nu e nevoie să citiți articol, articol spune că, domne, NG-e promovează ceva, da. Ok, și pe care dați click la de fapt trebuie să citiți doar asta. Luna noiembrie cred că am stat ce puțin 10 zile fără apă și căldură. Repet, omul și-a renovat și a spus, bă, nu pun centrală că e mare deranj, o spar prin casă, nu vreau să fac asta. După care s-a întrerupt căldura, s-a mai întrerupt și apa caldă și tot așa. Și el face reclamă la centrale și la alte alea, fără să aibă, și povestește că n-are căldură. Și toți comentatorii îi spun, boss, cumpărați un boiler. Fă ceva să ai căldură, să ai apă caldă măcar în casă, să poți face un duș. Și te pui în situația asta de... Se pune singur în situația asta. Se pune singur în situația asta pentru bani, să ne înțelegem. Deci nu e nicio chestie. Asta e. Săziana Negru face reclamă, aici este reclamă la blugi nesimțiților. Deci să nu vă gândiți la altceva. Deci nu. Nu este reclamă la țâțe, da? Nu sunt folosite țâțele și goliciunea ca să atragă atenția asupra acestei reclame. Da? Este o reclamă la blugi. Da? Deci nu vă uitați în partea de sus a pozei. Da? Vă uitați doar în partea de jos că e blugi. Da? Deci nu mai tratați femeile ca pe niște bucăți de carne. Lăsați-le pe ele să facă chestia asta. Da? Da? Deci nu. Nu. Tu nu ai voie să o tratezi ca bărbat pe ea ca o bucată de carne și să spui arată-vă țâțele. Ea are voie să facă asta. Ea are voie să folosească țâțele ca să atragă atenția. Dar dacă tu ești atras de țâțele ei, greșești. Ștefan Bănică și-a scos fiul la produs de câțiva ani în toate știri. Deci fisul n-a făcut, să înțelege, fisul n-a făcut nimic. Deci n-a scos o piesă, n-a ars-o pe nu știu ce vedetă, n-a făcut nimic. Decât este fiul lui Tasu. Este fiul lui Tasu, bătăușul de femei, să ne înțelegem. Da? Și mergem la concert de Crăciun și suntem mega, mega rupți pe el. Da? Deci Me Too, Harvey Weinstein, ce-a făcut nasol, alea pe afară, pe aici, pe la noi... Ciocumic, și ne luăm bilet la concert. Fiul lui Ștefan Bănică, jurat într-o emisiune TVR. Deci băiatul a intrat pe felie, știi, a intrat pe felie, a făcut bani, l-a băgat acolo, ajunge să producă bani. Hai. Valerii Lungu, că nu putea să lipsească, i-a scris o tipă.
Ești prea pitică, arăți cam nașpa cu rochie lungă, zici că ai fără rochia mătii din dulap. Și cum poate cineva să scrie genul ăsta de comentariu? Vrei să spui că fetele scunde nu ar trebui să poarte rochii lungi? Valerie se face că nu înțelege despre ce zice fata asta. Și spun eu, Valerie, hai, ce se face Valerie că nu înțelege este în felul următor. Ea își pune camera în așa fel încât să nu se vadă că are 1,50 m. Și te uiți așa la cum se filmează, ai impresia că are ce puțin 1,90 m. Și toate chestiile vin bine pentru că sunt cumva croite pe mărimea ei special. Dar dacă o vezi în realitate, îi spui, hai mă, iepuraș, mă, hai mă, ai fără rochia mai încă din dulap, o, ce fată drăguță. Asta n-a mi s-a părut amuzant. Da, asta este Diana Angel cu soțul. Deci, am pus așa un pic cu semnul de YouTube copyright strike, dar este la fața în felul următor. Deci, omul conduce și ea cânta mașină. Ok, poate omul nu vrea să participe, poate are o zi proastă, poate nu e spiritul sărbătorilor, dar mi se pare așa de să-l pui pe soțul tău într-o postură de genul ăsta. Știi? Adică ei s-a părut amuzant, doar că nu este. Nu este. Știi? Deci omul nu are nicio reacție și mai are încă un story la fel. Ok, nu. De ce l-ai filmat? Adică îl trebi, iubite. Iubire, vrei să cântăm împreună? Nu. Ok, bine, las că mă filmez doar eu cântând în mașină. Știi, dacă spui că e nevastă trofeu, cum eu? Salut! Pentru că tot vin sărbătorile și sunt convinsă că aveți multe cumpărături de făcut atât fizic, magazine, cât și online, m-am gândit că e moment bun să vă reamintesc de Tipli. Tipli este acest portal de cashback, adică îți faci... Deci s-a gândit ea să ne aducă aminte. Nu că ar fi primit bani. Nu, deci s-a gândit ea să vă aducă vouă aminte de Tipli. Cont pe Tipli în aplicație sau pe site, da? Accesezi unul dintre magazinele tale preferate de unde vrei să faci cumpărături, plasezi comanda în mod obișnuit și în 48 de ore primești înapoi bani în contul tău de Tipli în funcție de comisiunea pe care Tipli le are cu fiecare magazin. Deci primești bani înapoi din cumpărăturile făcute, contul se face gratuit. În 48 de ore banii se atine în cont și apoi banii adunați pot fi ulterior retrași într-un cont bancar, banii din contul Tipli, ai numai avantaje și sunt foarte multe magazine, pe 679 e-shop-uri. Ok, când au zis asta cu numai avantaje, puneți o pauză și gândiți-vă, ok, ce câștigă Tipli din chestia asta? Ce câștigă magazinele din chestia asta? Câștigă cineva ceva din chestia asta? Nu putem să știm, nu fac competitiv pentru asta, sincer. Unde câștigați bani înapoi, answer, notino, about you și așa mai departe și chiar vă încurajez să vă faceți cont. Acum, dacă accesați linkul, primiți și 30 de lei bonus după prima cumpărătură în afara comisiunului deja stabilit. Despre 30 de lei e vorba, copii. Despre 30 de lei e vorba. Deci ea a primit câteva mii de euro ca să vă facă vouă o reclamă că puteți primi 30 de lei. Acum, întrebarea este, e o întrebare de marketing. Știu ăștia de la Tipli ceva? Că în momentul în care îi faci reclamă unui public și spui, bă, vorbește și despre reducerea de 30 de lei. Înseamnă că știi ceva. Știi ceva dacă spui. Este exact ca la vloggerul de tehnologie cu... Pentru că foarte mulți ne-ați întrebat reducerea de 50 de lei de la... Am uitat cine. Era fiartă lumea pe reducerea de 50 de lei. Fiartă! Da, asta exact. Asta e publicul care pierde... Are toate Cristian. Care pierde 3 ore pentru 30 de lei. Asta e. Și e aici un clip. Vi-l recomand. Este o vlogăriță. Care este agresiv, era, mergea până, stai să oprim sunetul, mergea până Mumbai și o trage unul de mână cu hai la noi, cu hai la noi, cu hai la noi. Bine, este destul de aiurea să mergi până orice oraș fără însoțitor, mai să faci live-ul ăsta pentru că atragi și oameni. Și deci băiatul s-o pupe sau nu știu ce, să alea asta încerca să fugă, ăsta mai vine iar încă o dată și pe care vine cineva și o salvează. Ce voiam să zic la chestia asta este, dacă vede Marilu faza asta,
Marilu este mâine în avion la Mumbai, în Mumbai și în Mumbai, se duce pe acolo și caută pe cineva să o râche pe mână și să o atingă așa ușor pe mână sau să uite urât la ea și pe care Marilu are conținut 3 luni de zile în care plânge, plânge că domnule a fost agresată sau a fost, n-a ajutat-o nimeni, ambasada nu face nimic, poliția nu face, deci, și cum o să aibă 7... Deci eu numai la Marilu m-am gândit când am văzut clipul ăsta, deci fix la ea, că ar putea face conținut super mult după chestia asta, cum este totul la ea, de la totul la ea este, m-am uitat acum, mi-apare pe TikTok Marilu cu tot la fel, aceeași chestie, era o pasăre care a croncănit agresiv către mine și m-am simțit trigăruită și n-am mai putut avea o zi bună. Oribil. Și toată lumea, da, Marilu, super tare creatoare de conținut. Te-ai uitat la conținut ei vreodată să vezi? A, nu. A, ok, bun, dar ești mega, mega fiar pe Marilu. Și asta, FTC-ul dă în judecată Google și o agenție media pentru că au fost influenceri care au mințit că ei folosesc Pixel 4. Mi s-a părut așa de amuzant. Deci, ce aveți acolo? Aveți un Pixel 4? Da. Îl folosiți? Da, cum, sunt fier pe el. Și dă-te în judecată pentru că aia erau la fel ca și la noi. Știi, deci cum e Shelly sau cum e vloggerul de tehnologie. Își ascund, își bagă iPhone-ele în buzunar și pe care Huawei este cel mai tare telefon. Boss, vezi că n-ai cartelă în el. Aaa, nu, eu sunt fier pe Huawei. Vezi că n-ai cartelă în el. Cum erau Ciușan și cu Grăbenișan, cu Oppo, cel mai tare și pe care... Grăbește, am făcut un instastory și azi, nu știu ce, cu Android-ele astea nu prea merg așa de bine. Ce faceți? Voiam să vă mulțumesc, mi-au spus cei care s-au ocupat de live shopping că ați fost pe site în număr foarte mare, chiar dacă eu nu am fost în cea mai bună formă, bine, a fost și problema cu mama, am avut și emoții și pe fond de oboseală, te adun foarte greu, bine, dar acum nu stau să mă mai justific, vă mulțumesc că ați fost un număr atât de mare, mulțumesc celor care și-au achiziționat peria și am o surpriză pentru voi. Și special pentru voi s-a prelungit reducerea până mâine cu 20%. Asta era după ce făcuse live-ul ăla cu Babyliss în care anunța că lansează perie cu ei. Și a doua zi a mers foarte bine live-ul, dar se mai prelungește reducerea un pic. Puteți să achiziționa peria cu 20% reducere, Cristina Ih, Babyliss by Cristina Ih. Și la vreo 2-3 săptămâni, o lună după... Cei de la Expert, pentru că nu mi-ați trimis placa asta niciodată, dar eu am fost în magazin la Băneasa, pentru că automat nu puteam să vă sun. Alo, nu-mi trimite și mie placa? Știți că nu sunt genul. M-am zis eu la Băneasa, frumos să-mi cumpăr placa, Steampod, pentru că am văzut la Bianca și Doamne cum străluce. Avea nevoie de o placă nouă. Important este că bănuții care au fost licitați pentru GoPro-ul meu către Express Credit, Jonuțule, au mers chiar în perioada sărbătorilor către Fundația Metropolis a lui Codin Maticiuc și sunt extrem de încântat că, uite, am mai pus o mână acolo. Am mai avut și alte donații pe care le-am făcut în această perioadă și Cori și eu, însă știți foarte bine că nu ne place să bravăm foarte mult cu treaba asta. Încă o dată, thumbs up și felicitări partenerilor noștri, Jonuțule, și vă sfătuim și pe voi dacă aveți chestii în casă care stau degeaba, să nu ezitați să le trimiteți mai departe. Poate altcineva le va cumpăra de pe Express Credit, poate vă vor folosi bănuții pe care îi veți lua înapoi după ce veți folosi serviciile de extremă calitate pe care le găsiți la partenerii noștri, Jonuțule. Da, copii? Duceți-vă ce aveți la amanet și luați bani. Poate nu vă trebuie. Poate mai încheta, are mai încheta niște aur în casă care nu-i trebuie, că nu-l poartă și poate îl duci la amanet și ții niște bonus pe el. Căs, Jonuțule, școala este școală și înseamnă fundamentul cunoștințelor voastre, dar ce faceți pe lângă vă poate face sau nu antreprenori de succes. Motiv pentru care Robert Tatu pune la dispoziție o gamă foarte diversificată de cursuri online pe rayuniversity.com. Și să nu uite în... Da? Deci Robert Tatu este... Fiul fostului șef al Vămii, așa, ia să vedem, Robert Tatu, vârstă, 22 de ani, nu știu, o fi altul, da, deci omul are un aventador și un urs, e genul de om de la care sigur vreți să luați sfaturi financiare. Variant de premiile lunare în valoare de 1000 de euro care noi le oferim. Mai mult de atât, dacă vreți să aflați detalii, găsiți linkul jos și puteți să apăsați chiar acum click rayuniversity.com. No, Harvardul, să știi că e pistol cu apă. Te duci la
te duci la Ray University, pentru că din nou, deci, asta e faza. Și oamenii ăștia, de asta și-au Lamborghini. Arăți succesul. Deci arăți, dacă ai fi unul ca mine care adună, este învățat să faci bani, nu. E sărac și un cu tricouri de sărac pe tine. Boss, am coborât din Lamborghini, e clar că știu despre ce vorbesc. Eu sunt omul potrivit să te învăț care să te învețe să faci bani. În ce aș vrea și cu chefăi. Boss, eu stau în penthouse, în centrul Bucureștiului, e clar că eu fac bani. Am Tesla, e clar că nu pricep. Deci fetele astea erau amândouă fără centură, pe autostradă. Deci când mai vedeți din astea, lăsați voi un comentariu acolo. Centura, așa, de curiozitate. Fata asta e ceva cântăreață, este mega amuzantă, eu sunt mare fan. E o perioadă de făcut bani, se fac foarte mulți bani de către influenceri în perioada asta, pentru că toată lumea are câte ceva de promovat. Și nici nu contează la un moment dat, adică ai atât de multe promovări. Mă uitam la un moment dat la o influenceriță, avea 3 branduri de haine, bine, de-astea de n-ați auzită. Au atelierul într-unul din camere, dintr-un apartament de 4 camere sau de 3 camere. Și avea în aceea zi 3 promovări de genul ăsta. Cu și-a bandă, pom, de pomul de Crăciun. Așa se fac bani. Și cealaltă chestie nasoală care se întâmplă în perioada asta este că au început să apară campania de CSR. Știi, e sfârșit de an, mai au buget și hai să facem o campanie de CSR. Și vin și spun, da, facem o campanie de CSR în care facem noi ceva frumos, donăm, facem ziua persoanelor cu nevoi speciale, facem un live cu Cătălin Botezatul, nu știu ce, și nu vrei să vii și tu? Și zic, ok, bun, da, da. Uneori e brandul care face chestia asta, alteori se face de către un ONG. Și e la modul, ok, voi ONG-ul, ce faceți? Păi noi avem această activare care este pe CSR și este foarte tare, da. Dar aveți 1, 2, 3, 4, 4, 4 sponsori. Da. Aveți 4 sponsori, voi ONG-ul. Cum facem? Păi nu că, nu, n-ai înțeles. Eu am înțeles foarte bine. Voi luați bani de la 4 sponsori și veți să mă prostiți pe mine să vin pe gratis, să scriu pe gratis. Asta vreți. Nu, n-ai înțeles tu că e pe CSR, pentru persoanele cu nu știu ce, uite, e donații pentru copii. Ok. Sponsorii ăștia vă dau bani? Da, ok. Trebuie să iau și eu bani atunci. Și comunicarea se întrerupe. Deci toată lumea trebuie să știe, e la modul, toată lumea face bani pe lanțul ăsta, companiile dau buget contra promovare, ONG-ul, fetele din ONG își iau salariile, numai că la mine cumva banii nu mai ajung. Și aia, CSR înseamnă Corporate Social Responsibility, este o chestie de asta de genul whitewashing se numește, companiile dau niște bani ca să facă ei să pară că sunt că le pasă. Știi, uite, ăștia care construiesc, să pară companiile că sunt implicate și că le pasă. De fapt le pasă, lor le pasă, mă. Deci tot anul nu le-a păsat, dar le pasă acum. Am văzut că sunt ceva plantări de pom, sunt nu știu ce. V-am povestit, am fost de câteva ori la plantări de pom și hai să facem poze, zic nu mulțumesc. Păi nu că te-am chemat, păi nu, m-ați chemat la plantare de pomi. Nu m-ați chemat la plantare de pomi și l-a făcut poze cu mine sau la plantare de pomi și eu scris articole pe blog. Nu. Asta costă. Păi da, dar ne gândeam că la ce vă gândeați. Hai să spunem la ce vă gândeați. Când ne gândeam că ai putea să scrii, exact. Da, oamenii ăștia care sunt aici scriu? Nu. Ok, nu scriu nicio atunci. Și am fost la niște evenimente. Și aveau imaginea evenimentului care era fiartă, adică a venit, a pozat cu lopata, a dat două lopeți și pe care a plecat și a luat banii. Și zic, ăștia au venit pe gratis? Nu. Și atunci ce vrei de la mine? Păi nu, că stai puțin și încearcă, deci încearcă pur și simplu să te facă ca în piață, să te facă de la buzunare. Spui nu. Și eu spun nu. Nu. Da. Da, deci asta sunt campanii, cred că au venit în săptămâna, azi e miercuri, da, nu, ai săptămâna trecută, săptămâna asta au venit 3 propuneri de, hai scrii și tu pe gratis,
și am mai zis chestia asta, dacă erau companii cu care am lucrat tot anul și care mi-au băgat bani în buzunar, scriam de bucurie. Dar sunt companii care tot anul nu m-au găsit, dar m-au găsit acum când era descris pe gratis. Deci cam așa e. Da. Și de asta, deci acum se forjează, pentru că e o altă fază pe care unii dintre voi nu știți, departamentele de marketing au un buget. Dacă nu-l cheltuie, la anul o să li se micșoreze bugetul și de-aia luna asta aruncă cu bani în toată lumea. Luna asta aruncă cu bani peste tot. La modul, dumne, hai fă-mi și aia, fă și aia, fă și aia, ca să cheltuim banii pe care nu i-au cheltuit în restul anului. De asta vedeți, na. Tot felul de fază de genul ăsta. Da, deci asta cu Robert Tato și cu băi și este... Eu sunt fan, adică sunt fan, serios. Da. De ce să? Sunt curios. Sunt curios cum și ce va zice Dorian, adică dacă Dorian o să aibă vreodată ocazia să zică ceva pe tema asta. Boss, de ce l-ai promovat? De ce l-ai promovat? Știi, pentru că, de pildă, vloggerul de tehnologie, când a promovat unii care făceau leasing la Tesla, deși ei n-aveau dreptul, a zis că el nu știe despre ce vorba. Claudiu, se dă și paran de răt. Bă, eu am mai zis, eu refuz sau mă fac că nu înțeleg. Dar mă uitam acum la o chestie, am văzut niște anunțuri de job. Am văzut niște anunțuri de job și de job în zona asta de media și se plăteau oamenii cu 600 de euro. Omul care ia 600 de euro și trebuie să-i dea 5.000 de euro lui Dorian, ce credeți voi? Cam câte luni de lucra pe 600 de euro credeți că ia până să înceapă să-i bată obrazul? De curiozitate. Păi Dorian, dai și tu înapoi ceva sau ce facem aici? Știi, deci așa de simplu este. Deci, știi, și ei dau salariile, pe de-o parte... E și chestia asta că eu am impresia că ei dau salarii mici pentru că știu că ăștia scot banii pe partea alaltă. Știi? Sau, domnule, frate, vă descurcați voi cu salariul. Știi? Și cumva e o chestie asta, e o morișcă. E o morișcă de... Da. Care explicația pe care ți-o dau când îi întreb de ce nu-ți dau bani? Nu, că e CSR. Și eu întreb, ok. Voi aveți sponsor? Da. Vă las salarii? Da. Eu de ce nu-mi iau salariu? Dacă scriu. Păi nu că e CSR. Păi da. Vin, particip la eveniment cu dragă inimă, dar nu scriu nimic. A, nu vrem așa. Știi? Deci e... Încearcă, sincer, asta e cel mai bun răspuns. Încearcă să te facă din vorbe. Încearcă să te... să facă un fel de guilt trip. Știi, să te facă să te simți așa, mă, nu scrii tu de, mi-a trimis acum cu ceva cu copii cu nevoi speciale. Mi-a trimis acum, vai, cum de nu-ți pasă de copii cu nevoi speciale? Ăștia 10 influenceri care sunt la evenimentul ăsta, vin pe gratis? A, nu, a, ok. Știi, deci nu e faza. Faza este că iau bani, au buget pentru așa ceva, dar tot bugetul pe care nu-l cheltuie, îl fușeresc în altă parte. Am avut un prieten care s-a dus la o companie din asta și când s-a uitat pe chestia de social media, erau plătiți niște oameni care aveau niște site-uri fantomă pe care îi plăteau cu 500 de euro lunar ca să scrie știri despre compania aia. Și deci, din nou, site-ul de astea făcute fix pe chestia asta. Deci ăștia ciupeau 500 de euro de aici, 500 de euro de aici, 500 de euro de aici, 500 de euro de aici. Și la fiecare fază de genul ăsta, la fiecare dată când nu mă plătesc pe mine sau încearcă să nu mă plătească, se duc bani către prietenii lor care, na, banii se mai întorc, se mai nu știu ce. Măcar să bulanești vă PR-istă. Sincer, bă... Nu mai știu dacă acum un an sau doi, bă, s-a oferit o fată să ne reglăm așa și am spus nu, mulțumesc frumos, dar dăm bani, lasă, e ok, dăm bani. Da. Câți din banii ăștia ajung la nevoiași? Băi, Bogdan, e o întrebare foarte bună, că asta este. Deci ai bani, de pildă, să zicem așa, la o chestie de genul ăsta. Donezi 10.000 de euro către
ori către o chestie, orice ar fi ea, și după care mai cheltuiești 20-30, și au fost cazuri în care donau 10.000 de euro și după care plăteau 100.000 de euro publicitate că ei au donat 10.000 de euro. Așa se face. Așa se face. Și nu glumesc deloc. Deci te apuci și cumperi publicitate ca să afle toată lumea că tu ești o companie bună. Că ăsta e scopul de fapt. Și de-aia tu ai dat 10.000 de euro și pe care ai cheltuit 100.000 de euro ca să anunți lumea că rupi. Rupi. Nu, stai puțin, aici friți, e vorba de donații de la companii. Deci e diferit de, nu știu, deci compania vine și scoate din buzunar niște bani, spune donăm la chestia asta. Donăm la chestia asta, deci nu e 15% din donații. Nu, deci spune, donăm o sumă și după care, adică mai au buget de 15 ori mai mare ca să facă reclamă că au donat o sumă. Cornel, te-am văzut mai devreme în chat, nu e cazul să mulțumești, continuă cu treabă bună, ia-ți o cameră mai bună, filmează mai mult, pune pe 1.5x și ne bucurăm de conținutul pe care ni-l ofer. Dacă nu știți, dacă sunteți pasionați de bricolaj și vă mai recomand o dată pe domnul Cornel. Tiberiu și Cornel. Aici, domnul Cornel. Foarte bun conținut. N-am apucat să văd episodul ăsta de astăzi, deci arătați-o și voi. 2500, 2000, știți cum e? Vrem conținut bun și când îl face cineva, dar nu-mi place de el că are mustăcioară, dar nu-mi place de el că e din Ilă, ia Lomița. Na. E, deci față de băieția care, nu știu, mai sunt niște băieți, nu pot să mă uit la ei. Bună ziua, uitați cutia produsului. Da, desfacem, uitați, acesta este produsul, da, știți produsul, da, uitați, așa arată, aceasta este culoarea lui, mulțumim pentru vizionare. Și au 20.000, 30.000 de aia, boss, bagă-l în priză, dă-și tu două găuri cu el sau arată-mi ceva. Nu putem noi să facem asta. Deci, te uiți, o dată, de două, de trei ori, de patru ori, dar la un moment dat spui, gata, nu vreau să vă prezint de unelte, vreau să văd uneltele în funcțiune, de-aia mă uit. Și de asta, pe de altă parte, prezentarea frumoasă, nu știu ce, față de domnul Cornel care face niște chestii de bază. No, nu ne place. Asta e faza conținut. Uitați-vă la jena mea de canal. Sunteți aici 100 de oameni. Uitați-vă aici. Ia uite, 235, 136, 782, 1000, 1700 și ne uităm la Dorian Popa. 60.000 de afișări. 90.000 de afișări, ne uităm la Zbir, care este, din punctul meu de vedere, tă nu se poate. Da, deci conținut de clickbait și mizerii și nu știu ce, ia uite, 178, 173, 379. Înțeleg că lumea caută divertisment, înțeleg, dar nerăsplătind și ne arătând apreciere către oamenii care creează conținut bun și util, îi condamnăm în primul rând la obscuritate și după ce, adică Cornel, dacă o ține așa 6 luni de zi sau un an de zi și nu începe să vadă și el niște bani, o să renunțe. Spune, bă, adică voi n-aveți idee, adică din filmările aia, eu de-aia nu fac chestia asta, adică, păi, bine, o dată și chestia că nu vreau să arăt unde locuiesc și a doua chestie este foarte aiurea să tot miști trepiedul ăla din loc în loc, adică ai nevoie de minim... Deci te oprești din muncă, miște piedul, te oprești din muncă, miște piedul la fac, n-am chef de așa ceva. Salvai, ai reușit vreodată cineva pe care l-ai criticat pe blog să-ți facă rău plan profesional sau personal? Păi, pe plan personal avem asta. Ia uite-o. În septembrie 2015. Cetățeanul a așteptat să plec și a dat copiatră în geamă de la stradă. Claudiu, îmi place mie 91. Mi se pare ultima mare mașină înainte de a începe să pună toate rahaturile de senzor pe ele. Asta e, îmi place mie mult E91. Da. Și pe plan profesional, mâncătoriile inerente din industrie. Pe ăla vorbește cu pula. Deci cineva a luat toate articolele în care foloseam cuvântul pula pe blog și le-a printat și le-a trimis până la agenții. Ia uitați, voi faceți campanii cu ăsta?
Știi, pentru că îl futusem în gură, vorbim acum pe românești, îl futusem în gură rău de tot și nu putea să zică nimic, adică n-avea niciun răspuns la ce, pentru că aveam dreptate și a spus, îi fac rău pe partea altă. Și tot așa, și tot așa. Sunt oameni care cer să fiu scos din campanie, sunt, adică, na, mâncătorile din piață, mâncătorile din piață. Știi, și cu cât, da, exact, cu cât e mai mare ăla și cu cât e mai bine înfipt, cu atât părerea lui e mai grea, revenind. Deci în pe zona de sustenabilitate și de ecologie și de nu știu ce, eu scriu de 10 ani. Eu nu sunt, deci nicio agenție nu știe că eu scriu pe ecologie, pentru că oamenii n-au, adică ei n-au timp să urmărească sau să citească. Nu, dar pentru că cineva s-a dus acolo și bun, am și eu o prezentare și uite, eu sunt fier pe ecologie. Tu care ești fier pe ecologie și pe sustenabilitate, ai făcut vreun clip despre cum reciclezi? Nu. Dar eu sunt pe sustenabilitate. Super tare. Și uite, deci este... Să reciclez, am mai vorbit despre asta. Uite, articol din 2011. M-am zis, articolul ăsta pe lângă... Deci era chestia asta cu îndesatul plasticelor în aici. Era top. Și erau oameni care mă cunoșteau pe stradă. Că era și o filmare aici la articolul ăsta. Și erau oameni care... tu ești ăla. Ei nu știau de blog, de nu știu, dar pusă filmarea. Se poate să montați rulouri exterioare fațada la strada casei. După chestia aia am montat rulouri. Deci după faza cu piatra am montat rulouri. Și... dar tot stai cu frica, pentru că știi ce? Piatra e piatra, dar pur și simplu vine și ți-o pocnește pe nevastă ta. Așteaptă să iasă din casă, ți-o pocnește. Sau copilul. Copilul e măricel și adică vreau să-l învăț să fie independent. Stau cu frica că nu știu niciodată, adică mă gândesc, una este dus să te bați cu mine. Poate se reușește, poate nu se reușește. Știi? Depinde foarte tare. Dar așa mai degrabă, îi fac rău bătându-i eu pe nevasta, știi? Și nu-i fac rău doar lui, fac rău și nevestisii. Știi? Și cumva, da. Amenințări cu procese. De-astea, flodări și alte chestii, căcălău, deci încearcă ăștia să dau un server ca în măsa, constant, free design goods, câți au venit la tine după ce s-au ars cu influencerii? Vin și îmi spun, am dat 20.000 de euro lui Dorian Popa și am avut mai puțin trafic decât când am făcut campanie cu tine. Și următoarea campanie, tot cu Dorian Popa o să facem. Sunt aici, dacă vreți, puteți să discutăm pe tema asta, că nu mă ascund și nu e nicio chestie. Sunt mai multe lucruri aici în joc. Odată, eu mi-am luat-o rău de tot, de la Bădău și de la celălalt idiot, cum îl cheamă pe ăla, Harry Popescu. Ăștia care au luat FJSC, deci Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, care ei s-apucau să spună în seminarii, Zosu are trafic fals. Nu știu cum exact, dar știu sigur că are. Și se apucă să spună chestia asta random în seminarii. Și studenții lor, an la rândul, studenții lor au auzit chestia asta. Și în momentul în care oamenii ăia s-au dus în câmpul muncii, au pornit cu această informație. Și eu n-am avut ce, adică n-am ce să fac, decât, din nou, sunt oameni care știu mai multe despre jurnalism, mai puține despre analitic și alte chestii. Și le trimis rapoartele, era T5 și acum o să vedem cum facem să-l refacem. E foarte greu să le schimb oameni, adică dacă mie mi-a zis profesorul meu că ăla, sigur așa este. Știi că sunt niște copii de 18-19 ani. Și a doua chestie este că s-au schimbat generațiile în agenții și sunt mulți care nu știu de mine. Sunt mulți care nu, eu nefiind nici în București să mă duc să mă frec pe coate cu ei. La un moment dat trebuie să fac chestia, adică trebuie să mai mă duc pe la conferințe, trebuie să mai mă duc pe la chestia asta. Pe de altă parte, nici la conferințe nu mai sunt invitat, că ne-am supărat și așa mai departe. Și de asta e din ce în ce mai greu, dar cumva încă sunt oameni care, adică înțeleg valoarea textului, că na, tot, eu sunt totul ăsta al presei scrise și a doua rând înțeleg valoarea mea,
că e bine să fii sanitar, e bine să ai un sanitarul pădurii, că îi mai ții pe oamenii pe în gardă. Știi, pentru că de asta cumva până acum n-aveau jenă. Dar cumva când am început să fac seria asta de influencer fan, am început să prindă un picuț de jenă. Și din nou, aici vorbim de sume, deci eu cer, nu știu, 10% din cât cere Dorian. Dar acolo e funny, acolo nu știu, și m-am mai povestit chestia asta. Am fost să fac un training la o companie și fetele alea aveau pe birou, aveau în birou, aveau o poză cu ele și cu Cabral. Și zic, wow, ce drăguț. Și pe care am făcut o conexiune. I-am făcut o campanie ruptă cu Cabral. Doamne, ce campanie ruptă, ruptă. Dar valoarea nu era campania, valoarea era poza pe care ele și-o făcuseră. Știi? Sunt fete care au poze cu Sofia de Robot pe social media. Campania nu era despre să avem rezultate. Campania era să-mi fac eu o poză. Campania este să îmi fac eu o poză cu măruță. Campania. Foarte mulți sunt fix în zona asta. Știi? Adică dacă vorbim de rezultate, Adelina Pestrițu sau, adică eu mă bat, ar trebui să mă bat cu Adelina Pestrițu și cu Dorian la rezultate. Cam acolo sunt. Doar că nu vrem rezultate. Nu, ne vrem să... Mariciu mi-a zis foarte bine chestia asta și adică eu am reținut-o, dar nu pot să o execut. Toate companiile vor să vadă lifestyle. Deci a venit Ikea să facem o campanie, să filmăm la tine prin casă, să... Ce facem? Să filmăm la tine? Nu. Sub nicio formă. Nu că să ai tu așa o poză drăguță cu tine și cu familia. Zic, nu se poate, că nevastă mea are altă treabă, e cumva... Adică e strict treaba dacă apare în poză cu handicapatul. Și zic, pe film nu vreau să-l expun. Și mi-a spus, e o singură poză cu el pe net. Și nu. Nu, dar trebuie să fie lifestyle, trebuie să nu știu ce, trebuie să... Pentru câteva mii de euro, da. Deci toate companiile vor să vadă lifestyle, vor să vadă așa, știi că trăiești fericit, că trăiești nu știu ce, să nu spui că, bă, cumpărați mai moderat, băi, fiți mai moderați, băi, fiți mai deștepți cu achiziile voastre, nu vrea asta. Deci uitați-vă, ce, e sărăcie, da, și cumpărați 70.000 de branduri de haine. Lamborghini, acum e momentul pentru Lamborghini. E momentul pentru Lamborghini, e momentul pentru 70.000 de campanii la About You, Fashion Up, Fashion Days, Fashion, nu știu, cumpărați-vă haine în continuare, cumpărați-vă haine în continuare, încă 70.000 de haine, încă, deci cum să n-ai 30 de tricouri, cum să n-ai 30-40 de tricouri, cumpărate doar anul ăsta, plus aia de anul trecut, le mai arunci din ele de la dracu, dar mai cumpără-ți altele. Deci dacă nu te apuci și spui asta în continuu, nu. Și să ne înțelegem asupra unui alt aspect. Eu am tot încercat și sunt foarte deschis, adică la modul, bună, vrei acces la analytics-ul meu să vezi tu cu ochii tăi, nu să-ți dai rapoarte, să vezi tu cu ochii tăi ce se întâmplă, cum se desfășoară campaniile, vrei să facem asta? Putem să facem asta. Nu costă nimic în plus să-ți dau analytics, sunt oameni care, pur și simplu, adică sunt speriați de faptul că eu sunt așa de deschis. Cum, dar până acum nimeni nu ne-a dat acces? Da, vă dau eu. Deci sunt... circulă pe industrie, n-a fost, adică nici n-ai cum să dovedești, circulă pe industrie că pur și simplu facem Photoshop în 2 secunde, facem Photoshop, ai schimbat afișerele la orice story, la orice, nu știu, că tu faci un print screen când pe Instagram, de pildă, ai business account și vezi câte afișări ai, are fiecare story. Da, și pe personal account ai numărul numărul de afișări la Insta Story și pur și simplu faci un print screen că nu ai cum să-i arăți fata aia și îl trimiți și cu un pic de skill de Photoshop poți să fie cifra cât vrei tu să fie clientul mulțumit. Aia e. Și din nou, deci ne uităm la Adelina, că e lejer. Adelina Pestrițu are 1,8 milioane de urmăritori pe Facebook și publică 3 stories și se laudă că au dat 8.000 de oameni click. Și-a ascuns la toate, și-a ascuns afișările. Știi? De ce? Oare 3 stories, 8.000 de click-uri la 1,8 milioane de urmăritori. 3 stories. Cât să cumpere din ăștia 8.000 care au dat click? Câți?
Și să faci niște calcule și te gândești, dacă dai pe Google Ads, cât te costă Google Ads să aduci 8.000 de oameni la tine pe site? 8.000 de oameni interesați de produsul tău. Și tot așa. Și v-am zis, deci nu mă amărăsc, deci dacă eram vreun prălit, dacă eram vreun prost, dacă eram vreun om care nu livra, spuneam, bă, asta e, încerc și eu să, știi, stau și o calipitoare aici, așa, într-o parte și poate pică ceva. Dacă îmi știu ce fac și ce livrez și când văd că îți dau la o parte, atunci mă enervez și mai tare.